Oameni buni, următorul invitat aude foarte des lucrul ăsta. Ești varză. Așa aude el de fiecare dată când se întâlnește cu oamenii pe stradă. Deși numele lui din buletin este Daniel Ilie și prima meserie învățată a fost cea de prelucrător prin așchiere, el simte că s-a născut să facă oamenii să râdă. Astăzi este comediant, clown și fix astăzi este și ziua lui de naștere. Împlinește doar 52 de ani. Să-i spunem la mulți ani, prietenul nostru varză! Thank you very much! 52 de ani! Mă așez aici pe locul lui Bobonete că poate să ia. Da. Nu mă glumesc că fiecare e cu locul lui. Ia, uite, că ești pe aludiță. Mă dau mai în față, că el are picioarele lungi. 52 de ani, mulți înainte! 52. Mamă, merg pe 60, a? Merg pe 70, dar am ajuns la 52. Am zis, la 100 de ani vreau să fac un mare spectacol la Sala Palatului, pentru că la ora actuală este cel mai mare regret al meu, că încă n-am ajuns acolo. Dar la 100 de ani faci chestia asta? La 100 de ani vreau să fac un mare show de stand-up cu amintiri de 100 de ani. Super. La care să fie tineret și să le povestesc despre toți ceilalți stand-uperi care între timp s-au dus, știi? Să zic, am fost cu marele cutare, cu marele cutare. Eu sunt un fel de Radu Beligan al stand-up-ului, cred că așa o să... Cum e? Te-a sunat toată lumea să zică la mulți ani? Wow, deci nu vrei să știi. Toți? Păule. Prieteni, rude? Prieteni, rude, am 5.000 de oameni pe Facebook, toată lumea. Foarte frumos. Dați-mi mesaj, prietenul nostru Varză, pe Facebook îl găsiți chiar așa, Varză. Varză Daniel. Varză Daniel. Pe ce tatuaj ai aici sub cămașă? Aici sub cămașă? Da. De unde știi de tatuajul meu de sub cămașă? Am văzut. Vrei să-l arăt? Da. Ți l-ai făcut acum? Nu, uite, dar nu știu dacă se vede. Este foarte vechi și scrie Mania Latina. Este școala de dans din care fac parte cu mare drag și pe care o iubesc maxim. Și ți-ai tatuat pe inimă. Mi-am tatuat pentru că îmi place foarte tare dansul. Îmi place salsa, bachata, kizomba, le dansez. Bine, kizomba mai puțin. Dar nu te spune unde ți-ai făcut tatuajul? Sau? Tatuajul l-am făcut la Târgu Jiu, la Costi. Costi a făcut toate tatuajele. Da, mai am unul. Da, mai am, da. Stai, mă, că trebuie să... Dezbracă-te, ne luăm din asta. Da, bravo, mă, dar nu facem noi pe sexy. Ia uite. Tot Costi? Tot Costi, acum 12 ani. Acolo? Acum 12. Mă sună cineva care mă vede în direct, probabil. Este Brandon Lee în filmul The Crow, Corbu. Mi-a plăcut atât de tare Corbu, primul film, încât cred că l-am văzut de vreo 30 de ori. Super tare. Înseamnă că știi toate replicile când te uiți acolo la film. Știam replicile ca în BD-uri. Super tare. Cadouri ai primit de ziua ta azi? Încă nu, urmează. Eu zic să fim noi primii atunci, pentru că am mai multe feluri de mâncare da, pentru tine astăzi. Da, și venit de fapt, zic. Dacă, atent, bă, dacă nici măruță nu mai îmi dă, atunci nimeni nu mai îmi dă anul ăsta. Stai un pic, ia uite ghiridonul. Ia uite cum face, perfect, fii atent. Mi-ai adus sarmale, măruță? Nu, fii atent, am adus totul cu varză, tată, totul pe bază de varză. Am înțeles, pentru că e varză numele tău de pe Facebook, că e varză numele tău de show, că e varză numele cu care te cunoaște toată lumea. Așa. Și avem pentru tine mai multe feluri de mâncare cu varză. Aici avem niște... Varză cu verzitur, varză călită. Cu mamă, da, nu pune mult măruță. Mamă, tu dai seama dacă te chema caviar? Știi cum sunt cu... Oh, eram distruși astăzi. Erai mort, azi dădeai bugetul pe tot anul. Exact, asta zic. Uite, avem niște varză călită. Dacă mă chema caviar, nu mă invitai, măruță. Dar știi care e combinația? Dacă acolo erau salmare, făceam baie în bolul ăla. Cum? Dacă erau sarmale, acolo făceam baie în bolul ăla. Nu, haide, mănâncă, de ziua știi ta mâncăm varză asta, tata. Care e treaba? Te cheamă varză, mâncăm varză. Aș mânca sarmale cu sarmale și deasupra sarmale. Avem și mămăligă. Ia. Ia vezi. Ia, mă. Și ne-am făcut măruța asta? Greta. Greta, după ce că ne-am îmbrăcat la fel astăzi... Să nu spui că e varză mâncarea. Nu e varză mâncarea, e ce varză trebuie? Mănâncă mâncarea. Ia, de ce fie? Mămăligă, ia. Varză călită, dulce, exact ce trebuie. Ce mălai ales. Mm-mm. Bă, dar stai mă, am venit să mâncăm. Da. Gata. Fii atent, avem varză... A, mai continuăm. Da, dar avem varză... Dați un pic, oameni buni, luați un pic de pauză, publicitate, mergeți la toaletă. Doar să guști puțin, așa. Varză... Ce avem aici? Varză de Bruxelles. De Bruxelles. Aia care miroase mișto. Delicatețe. Ia. Doamne. Cum e? Foarte bună, dar nu mai vreau. Nu mai vrei.
Avem niște... varză normală. Salată de varză. Cine a frecat-o? Tot Greta. Asta e important când o freci. Bravo, Greta. Pentru că trebuie să știi cum câtă sare să pui, vezi. Foarte bun. Și avem și varză murată pentru tine. Aici e foarte important să știi. Cine a murat-o pe asta? Ai mai mâncat... Tot Greta. Ai mai mâncat tu vreodată că nu face Greta. De ziua ta de naștere atâtea feluri de varză? Auzi, îmi dau seama că Greta e un fel de Sergiu Nicolaescu. Face și... Ea e calul, ea Marga Barbu, ea tot. Dar știi ce nu te-am întrebat niciodată sau mi-ai spus, nu mai ții minte? De unde vine numele tău de varză? Ia și o zeamă de varză. Dacă o bei pe aia până la fund... Se face pentru tuturor, doamnelor și domnilor. Ciucă, hai mă la o zeamă de varză. Bă, pozașule, ție-ți plăcea zeama de varză. Hai, vino încoace. Hai, mă, Ciucă, și așa e singur astăzi. Sărăcit. Hai, nu pot. Hai, pozașule, când ai licența? Mai ai o lună până la licență, e ok. Mamă. Ușor cu rotul la tare. Știi că el e bun la dans. Da, mă, unde sta? Îi pleacă... Deci, dansul are în cap, dar picioarele pleacă unde vor ele. Hai, noroc, până la fund, băi. Gata, mă, până la fund, ești nebun? Da, mă. Păi dacă bem asta până la fund, măruță, aveți 3 toalete? Eu am băut 3 de astea la un moment dat, am stat până la 12 noapte. Dacă ai 3 cabine la toaletă, ai băut atunci, hai. Bă, dar e parfum, ești mișto. Da, trebuia să-mi spui, mă, că dacă știam, beam aseară de mă rupeam, că asta era bună după. E bună, mă, e bună. Zic că nu mi-ai zis cu numele de varză. Doamne, uite. Da. Gata, pozașul, du-te, tată, unde ai treabă. E ziua mea, e despre mine, azi te-ai băgat în seamă. Calcă încet cu gleznele alea. Zi. Hai, mă, vină înapoi, am glumit, nu mă stai acolo. Și-am adus și plăcintă de varză. Știi care e treaba? Noi am făcut... Nea Vasile, stai să... Domnul Nea Vasile e prietenul meu, mă. Nea Vasile, Nea Vasile plăcintarul? Nu, Nea Vasile Cozonocaru. Ah, am înțeles, gata. Tu știi pe Nea Vasile? Șeful cozonacilor pe România. L-am văzut la tine. Da, da, e juriu, e perfect. Omul, pe lângă face că face cei mai tari cozonaci, le are și peste cu patiseria. Mă întreabă din sper de oră de unde vine varză și tot înainte. Ba, cu Nea patiserul. Lasă-o jos, că o iau pe urmă. Iartă-mă. Gata, lasă-mă să-ți răspund. Deci numele de varză de unde numele vine? De varză vine de la trupă. Când am făcut trupa cu Măxineanu, prima dată... aia zic. Prima dată, mai vin musafir, nu e... A căzut prima, cuțitul asta, știi ce înseamnă? Prima și prima dată ne-am numit Terles Berles. Da. Și după aia am schimbat în varză că... Era prea internațional Terles Berles. Nu înțelegea lumea, era greu de strigat. Știi cum e, la concert noi am visat că o să fie lumea nebunit, bă, când ne vede. Și atunci era greu, Terles Berles. Era nasol, știi? Și așa am zis, varză, varză. Foarte ușor. Dar stai un pic, de Terles Berles cât a fost numele trupei? Un an de zile. Și apoi a trecut la Terles Berles. Pardon, a trecut la varză. Da. Și mie mi-a rămas din porecla, din... Tu fiind trupă. Liderul trupei, ai luat și numele de varză. Nu neapărat liderul, că nu eram lider acolo. Păi nu așa mi-ai zis înainte de emisiune, că tu erai lider și asta? Nu mai zice, că audi și Măxineanu acum. Iartă-mă. Nu eram lider. Noi am fost întotdeauna, n-am avut un lider. Atâta că eu am fața asta mai proeminentă și el e mai frumos și el nu-l bagi în seamă, că trece pe lângă, știi? Da. Poate fetele în cel mai rău caz zic, oh, ce ochi albaștri avea ăla. Dar la mine, uite pe urâtul, știi? Da, chiar e diferența între varză de acum la 52 de ani și varză de la 25 de ani? Nu e niciuna. Sau de la 24 de ani. Nu e niciuna, adică că atunci eram mai prost. Atunci? Da, acum sunt și mai prost. Deci, da. Nu e nicio diferență pentru că n-am bătut pasul pe loc niciodată, mărță, m-am băgat în orice absolut. Și am făcut orice numai să fiu în lumina reflectoarelor, nu din narcisism, ci pentru faptul că îmi doresc să fac oamenii să râdă. Și am descoperit chestia asta la mine de foarte mic. Și am zis, bă, de ce nu? Dacă oamenii au reacționat prima dată când am zis... Adică te încarci cu energia și cu râsul tău. Foarte tare, deci mi-e frică de singurătate. Mie mi-e frică de singurătate. Știam că asta e cea mai mare teamă. Cea mai mare teamă mea e frica de singurătate, în ideea în care nu o să mai ai oameni în jurul tău și nu mai ai de unde să, de unde să ai dragostea de a continua, de a merge mai departe. Dar chestia asta o ai de mult sau doar acum când îmbătrânești? Nu, de mult, de foarte mult timp. Totdeauna, eu dacă n-am avut prieteni, am fost intru în depresie, e grav. Dar am oameni minunați lângă mine, l-am pe Nata Anticu, care e fratele meu. Și ideea e că simți energia oamenilor și te încarcă când ne auzi pe oameni care reacționează la glumele clar. Tale. Mai ales că acum, îți dai seama, acum... Sold out-uri peste tot. Deci tu e energia pe mine. Bă, să știi că da. Să știi vezi? Că da. A trebuit să se coacă produsul ca să... Bă, sunt câteva lucruri pe care le-am avut toată viața în lista aia, știi, acolo bifate. Da. Și trebuie să le faci. E unul pe care nu o să-l mai pot face niciodată. Da. Să apăr poarta unei echipe de Liga 1 măcar într-un singur meci. Ți-ar fi plăcut asta, nu? Mi-ar fi plăcut tare mult.
mi-ar fi plăcut. Deci eu apăr și la ora actuală, la 52 de ani, dacă mă pui în poartă, mă arunc pe jos, sar ca pantera. N-am o problemă. Dar n-am avut, la vremea respectivă, am luat cotitura spre scenă, știi? Îți pare rău acum? Și nu îmi pare rău, dar regret că n-am avut clipa aia de glorie, de, știi? Să... Dar în rest ai făcut toate nebunile pe care ți le-ai dorit. Mi-am făcut foarte multe nebunii, foarte multe din câte mi-am dorit. Adică nici nu pot să le enumăr. Și mai am așa, mai, zic, da, urmează, mai de făcut, urmează de bifat, Sala Palatului, clar. Da? Asta la 100 de ani sau până... Nu, nu, până în 100. Acum câteva luni. Eu am mai fost la Sala Palatului cu Florin Piersic, după primul concurs de bancuri din România de la TVR, când prezenta Florin Piersic. Și ăia care am câștigat, Florin Piersic ne-a luat, a făcut o echipă și a avut el show la Sala Palatului. Sala Palatului și am fost și noi fiecare cu câte 2-3 bancuri. Dar nu ăla, vreau să fie despre show mine. Pe urmă vreau să joc în Las Fierbinți, dar asta o să se întâmple cât de curând, cât de curând. Mă, măcar să trepin cadru, mă, din greșeală. Atenție. Mi-aș dori un film de lungmetraj care se va întâmpla așa la mai mult ca sigur. Acum cât sunt talent, acum, înțeleg. Bine, pot să joc și rol de bulic pe la 70 de ani, nu mă deranjează. Așa. Și ce ar mai fi? Ar mai fi ceva din... din liga asta, o emisiune a mea TV. Deci când vrei să te retragi și mă anunți. Uite, mă, al doilea, și Bobonete și Varză. Bobo deja are, gata, Bobo și-a luat, ce să mai... Perfect. Mai lasă și pe mine. Bă, ești un tip foarte mișto și foarte simpatic și ne bucurăm de fiecare dată când vii pe la noi și chiar ești un om care îți dorești foarte tare să fii pe scenă. Da, chiar te bucur. Și, nu, dar știu chestia asta de foarte mult timp și știu că îți dorești să fii pe scenă și chiar îi faci pe oameni să râdă și chiar te descurci foarte bine cu treaba asta și la mulți ani, să fii sănătos și fericit. Mersi frumos. Am oameni frumoși lângă mine. Nu sunt, nu sunt. Am oameni frumoși lângă mine. Am o echipă de stand-up foarte tare cu Dan Țuțu, cu Nathan Ticu și plecăm în turnee acum Danemarca, Anglia, Bruxelles, Paris, Amsterdam. Sosim. Asta ce e, tată, internațional. Varză, Varză, Daniel, căutați-l pe Facebook, lăsați-mi mesaj de la mulți ani. Are și canal de YouTube, țin minte. Daniel Ilie Varză oficial, ăla e canalul de YouTube. Perfect, Doamne ajută.